Ministrul Sănătății reacționează în scandalul legat de spitalul cu gândaci din Craiova. Au făcut curățenie pentru că au anticipat controlul DSP, acuză Sorina Pintea conducerea spitalului. Ministrul are propria teorie cu privire la faptul că inspectorii nu au văzut insecte în saloane. În momentul acela probabil că nu au găsit, pentru că sunt convinsă că cei de la spital, văzând ce a apărut în presă, au luat măsuri imediate, adică au făcut curățenie că vine controlul, a declarat Sorina Pintea într-o conferință de presă. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică Dolj au mers în control la Spitalul Județean de Urgență Craiova după ce pacienții au postat pe internet filmulețe cu gândaci și mizerie. Rezultatul descinderii a fost o amendă de 5.000 de lei pentru supraaglomerare. La câteva ore după control însă, au apărut pe internet noi filmări cu gândaci și jegul din saloanele de pediatrie. Întrebată de jurnaliști dacă se vor rezolva vreodată problemele de igienă din unitățile medicale, Sorina Pintea dă un răspuns tranșant. Există spitale care sunt în subordinea autorităților locale și acestea ar trebui să se implice mai mult, să se implice mai mult decât o fac până acum, să se gândească la faptul că și ei pot fi pacienți, susține ministrul Sănătății. Consiliul Județean Dolj, în subordinea căruia se află Spitalul Groazei din Craiova, nu a mișcat însă un deget să rezolve problema gândacilor, veche de câțiva ani. Mai mult, autoritățile au schimbat frecvent în ultima perioadă conducerea unității medicale, iar cei care au ocupat scaunul de director la Spitalul Județean de Urgență Craiova nu par să fi observat insectele și jegul din saloanele în care sunt tratați copiii.